mijlocul naturii. Frumos. Cu șefa traseilor. Mănâncă sufletul. Frumos, fraților. Frumos, da. Trebuie să fii mai tânăr și mai sănătos la stațiile astea. Sunt doi urși care te burfesc. Am să vă iau cu mine o mică parte din traseu, că nu prea mai am baterii. Pur și simplu doar zgomotul ăsta a apei te liniștește, știi? În pădure. Așa, minți. Cred că aia era cascada, dar m-a păcălit puțin ca să urc mai sus, ca să urc, să tot urc, să tot urc. Asta e o bucățică mică de traseu. Am să-l mai închid, că nu prea am baterie. Și am să văd până unde apuc să urc, să ne rezist. Am să finalizez acolo cumva filmarea. Oricum e frumos. Nu știu dacă se vede, pentru că nu văd ecranul, dar probabil că în spate e traseista. Hai să ne zicem. Cred că asta e cascada. Nu cred că e asta. Mă așez puțin și vă las pe voi. S-a auzit sunetul apei așa cum cade. E frumos. Nu era aia cascada. Băi, fraților. Jur că sleșnat. Sleșnat și bun. Traseile. Obosește faza asta cu traseile astea. Ia uitați ce-am de făcut aici. Ai mâncat sufletul. Traseile tale și cu tot. Hai că e aici. Hai că e aici. Viață! Nu am ajuns. Am ieșit din acce. Aici e cabana salvamentului. Băi, dar ce frumoasă! Da, e frumoasă. Asta e tension. Nu cred. V-a spus după ea.
Mă întâlnesc cu ursul. El prezint și vouă. Bă, frate, e greu. Jur că e greu, nu bine. Foarte greu, vă jur că e greu. Stați acasă. Cați-vă la televizor, Netflix. Wow. Șale. Jocuri, PlayStation. TikTok. Facebook, Instagram. Sunt mult mai bune. Ia uitați ce e spatele meu și cum se zice. Hai că mai am puțin. Mai am puțin. Și nu știu cine să-mi ia. Trebuie să urcăm, mamă. N-ai vrut să urcăm? Hai să urcăm atunci. Dacă tot mai stârnești. Hai. Să te văd. Uite, am dat de cabană. Înseamnă că în spatele ei trebuie să fie cascada aia superbă. Ce mă, mai obosit? Tu vorbești serios? Da. Tu, mama traseilor? Da. Hai, s-rupt. Era mai ușor, dar tu intenționa mai ales aici. Ia să vedem. Vezi că bani astea domnuță. Frumoasă, da. Ce frumos transmit oamenii din aici, pentru că ai iubit natura, turistule, duci gunoi înapoi jos. În pădure nu avem femeie de serviciu. Semnat animalele pădurii. Foarte frumos. Dar el a uitat să spună că și noi suntem animale, suntem mai periculoase și mai distrugătoare ca cele a pădurii. Da, trebuie urcat. Frumoasă, nu? Hai, hai să urcăm. Hai că e păcat dacă mă... Aia e alta. Aia jos, nu mă duc jos acum. Pe final. Ai grijă că eu alunec cu panoramele astea. Ai grijă și tu. Wow, ce e aici? Vai, ce frumos. Mai contează cum coborâm, mamă? Rămânem aici. Wow. Prea frumos, da. Wow, ce frumos. Nu se poate. Nu se poate așa frumusețe. Dacă nu mă duc jos, înseamnă că șmecher. Am rămas niște Adidas, numai de urcat pe munte nu sunt. Am pus roalele astea nou. Bă, oameni, sunt aproape, sus. Uitați-vă și voi ce e aici. Nu pot să cred așa ceva. De asta eram singur pe traseu, că nu s-a aventurat nimic până aici. Uitați-vă cât de frumos e. Nu se poate. Nu ieșiți din casă, stați pe TikTok, Netflix. Vă spun eu că e mult mai frumos.
N-ai ce să... Nu vreau să stric filmarea. Ce cam să fac și am să vă las pe voi. Să vă uitați. Ah, m-am mutat-o. Măcar ia atât de mult. Ceapă, curată. Dar e frumos. Prea frumos. Prea curățat. Spectacular. Spectaculoasă. Nu-mi pare rău că mi-am pus hernia de disc la treabă. Chiar și fer. Nu pot să vă cuprind tot, să vedeți cum... cât de frumos e aici. Da, aș dacă este aici, la bătrânețea, nu mă las. Auleu! Hai, mămucă! Ești în extaz. Nu mai ai cuvinte, nu? Dar carichesta noi am prins-o și nu știu acum după ploaie. Hai acum să vedem cum ajungem înapoi. Păcate, trebuie să ne luăm rămas bun de la ea, o splendoare de... E minunată, dar... splendoare de... Dar și mine zicea domnul la capăt negru. Uneori mai trebuie să recunoaștem că a meritat efortul până aici. Acum să vedem cum cobor. Aici e marea problemă. Nu e chiar atât de plăcut. Vine cam lemnele astea, mă țin de ele. Am să închid, că nu aș vrea să surprind vreo... Uitați cam cât de greu e de coborât. Eu zic să închizi ăla și puțin. Da, închid. Pe azi am cam încheiat traseele, eu cel puțin. Nu știu, Cristina, dacă mai face un traseu ceva, dar eu... Mie mi-ajunge. Dar chiar cred că e printre cele mai frumoase, spectaculoase cascade care le-am văzut până acum. Chiar... părerea mea că este amintirea cea mai frumoasă legată de cascade vizitate prin munți. E mai frumoasă și decât duruitoarea. Fi frumoasă, din ce am înțeles, iar era să mă duc în cap. Din ce am înțeles, de la niște oameni care urcau mai devreme, că se poate urca mai sus și mai spectaculos, dar trebuie un echipament adecvat. Noi nu avem, eu sunt turist. Păi da, n-am. N-am treabă. Pentru urlătoarea... Sunt paralel. Nu, dar știi că pentru urlătoarea nu avei panta asta pe de urcă. Acolo... trebuie drum înainte. Ăla-i traseu de bebeluș. Tot e de bebeluș la ea, mai la mine, noi. Oricum. Mi-a fost o experiență foarte frumoasă azi. Trebuie să le facem și pe astea. Că la bătrânețe cu astea rămânem. Și ne vom minuna și ne vom bucura de locurile pe unde am trecut. Așa că vă sfătuiesc, prieteni, să...
sper să nu mă duc în cap cât filmez. Sper să ieșiți și voi, pentru că e simplu. Am făcut un material. Acum să vedem următorul traseu, să vedem pe unde mă duce a mea consoartă, soție, iubită, amantă, cum vreți să-i spuneți. Și voi încerca să fac și acolo, să fac un filmuleț. Ce frumos se vede printre brazii ăștia.